Hei, what the fuck is up? Eu sunt Andreea și astăzi sunt aici cu Ilinca. Spune hei. Hei. Astăzi o să facem... Ce facem azi? Un squishy. Astăzi învăț să fac squishy, dar ăsta e squishy. Am văzut pe TikTok cum să facem squishy, dar trebuia să mai... Squishy, nu? E ăla ca un burete pe care îl strângi. Ba da, dar ăsta e diferit ca celălalt. E de la mine, de la un joc. Tot squishy se cheamă? Nu știu, dar e un squishy, dar numai că e făcut și nu poți să faci un squishy real. Ba da, poți. Adică poți să faci un squishy real, dar copiii nu pot. What? Bro, what are you talking about, man? Așa, avem aici chestiile. Am realizat că sunt prăjit pe viața noastră, să mă distrez. Ce e asta? De ce avem nevoie de asta? Planul. Planul? Pe astăzi fac squishy. O să-ți placă, mie-mi place. Noi o să facem... Dar farfeca ai adus? Da, e în asta. Ok. O să avem nevoie de 4 foi. Cu model pe ele. Deci avem 4 foi cu inimioară. Ok. Da, una e mea, una e. Și o să avem nevoie de roșu. Și avem roșu aici, în punga asta. Să scoatem toate chestiile. Deci avem o farfecă. O să luăm foaia asta pe... Asta e o prostie, dar facem pe ea. O să avem nevoie de lipiș lichid. De ce? Nu știu, dar o să avem. Eu am folosit și lipiș. De ce avem nevoie lichid? De lipiș? Ca să lipiș. De slime. Ziceai că n-ai din ăsta de făcut slime, dar de fapt ai. Am. Două roșuri. Și acum colorăm? Poți să le iau eu pe ăsta? Da. Bine. Acum trebuie să colorăm două din astea de fiecare. Deci colorăm două pagini fiecare. Hai să punem camera să filmeze și băgăm un timelapse aici. Ok, guys, am revenit. Ilinca și-a tăiat între timp și inimioarele în forma de inimioară și la mine să vedeți ce s-a întâmplat, că asta am dat-o cu marker și asta nu, pentru că nu mai am marker și o să arate gen așa. Acum o să le tai și eu după și acest shape minunat. După ce ați colorat inimioara, o tăiați și după aia faceți de chestia asta. Puneți inimioarele așa, de genul așa, și după aia dacă vedeți cumva am pus eu inimioara așa și vedeți o din asta, o tăiați, da? Ce? Dacă... Nu o să înțeleagă ce zici, că nici eu n-am înțeles. În fine. Dacă... Păi explică. Așa. Ați terminat de decupat inimioarele. Puneți inimioarele așa, în felul ăsta. Felul ăsta, una peste alta, ca cum am pus aici la pepene. Dar nu le lipiți. Și dacă găsiți, acum am pus una peste alta. Și dacă găsiți cumva o din asta, cum se cheamă? O din asta, să vezi că n-ai tăiat bine inimioara. O tăiați, ca să fie... A, m-am prins ce zice. Dacă n-ați tăiat inimioara în aceeași formă și sunt... din astea care ies, cum să zic, nici nu știu cum să explic. M-am prins ce vrei să zici, că te-am văzut ce ai făcut. Că na, eu o tai după ăsta negru. Dar ea nu tăia-o după ăla negru, ea nu o lăsa negru. Și la ea nu are aceeași formă acum. Și o trebuie să o taie ca să-i dea forma, aceeași formă. Și după aia o să vă arăt. După ce termină Andreea de tăiat și o să dureze o oră. Ba, nu. Termin repede.
să vă arăt și vouă, o să punem camera mai jos și o să vedeți și voi cum o să lipesc eu și o să lipiți și voi în același timp, adică nu în același timp, dar în fine. Mamă, știi de ce mi-e poftă mie acum? De ce? De pizza. Mi-am tăiat inimioarele. Și acum e bine? Cum ai tăiat? Înapoi le las așa. Și acum o să revenim, o să punem această foaie. O să pui camera jos. Dar ce facem? O să lipim și să vadă cum lipim. Ok. Asta e inimioarea noastră și o lipim aici puțin. Ca să lipim partea asta, la altă. O să lipim așa puțin. Acum vine cam partea grea, că trebuie să lipești la fel. What's that supposed to be about, baby? Și când băgăm prostia aia înăuntru? O băgăm imediat, zic eu. Deci acum punem doar pe o parte de pici? Da. Picam așa, dar în fine, cred că o să tai acolo. Și după aia, nu o să îndoim, să încercăm să nu îndoim. Ai lipit? Da, nu știu până unde trebuie să merg cu lipiciul. Atât! Mergi prea departe? E bine, lasă. Avem partea asta, unde e partea aia goală, în partea asta goală și a dublușul, o să luăm blană de la el. Dar stai, tu cât ai lipit din ea? Atâta. Mai lasă și tu puțin. Aproape toată, deci mai lipești și eu mai mult, nu? Da, lipește până aici. Ok. Dar și burețele, ăla, n-am fine, e tot ca un scușit. Și ai lăsat? Da. Așa, duc plușul, vine un pluș, luați un pluș rupt sau dacă aveți oi pe acasă și locuiesc la țară, să luați, să tăiați blana lor și să le luați. Așa, unde e partea aia ruptă? Uite aici. Și o să luăm puțină blană. Ia și tu. De unde? De la partea asta ruptă. Atâta e prea puțină. Ne trebuie cam multă pentru asta. Mi s-a deslipit puțin, dar îmi trebuie foarte ca să împing chestia asta. Da, nu mai poc, mi-a căzut pe jos. Mie mi s-a deslipit, dar o lipesc înapoi și nu e problemă. Dăm și mie. Și ăla e scușitou. Poate să se joace și Molly și cine vrea cu el. Dar de ce are și bureței? Ne mai trebuie cam puțin. Așa. Și eu mi-am pus destul. Deci acum ne-am pus blană cu burățel și acum lipim. Ți-a plăcut? Așa, așa, așa. Mă gândeam și eu cum zice asta. Credeam că e mai interesant. Dar mie mi-a plăcut.
Credeam că facem squishy din ăla cum văd pe YouTube. Am pus prea multă din asta. Și mi se lipește că am pus prea multă. Mie mi s-a lipit. Și ăla-i al tău. Gata, am terminat. Eu nu. O să mai iau din blană. Ok, guys, și astea sunt rezultatele finale. Asta e al meu. Asta e al meu. Așa arată, în două culori, pentru că v-am zis cu markerul. Și asta e al lui Ilinca, mai urât puțin. De asta ți-a ieșit și mai bine. Stai frumos. Pepenele. Asta inimioara e mai frumoasă mea. Știu. Deci, da, sper că v-a plăcut și videoclipul ăsta va fi... E întrebarea aia care mi se pune mereu când postez un videoclip. Este acest videoclip destinat copiilor? Și eu mereu dau un nu acolo. Ăsta va fi destinat copiilor. Pentru că este o chestie educativă, să faci squishy. Sau cum se cheamă? Cum se scrie squishy? E ca și squishy celălalt? Aproape. Mai ai TikTok-ul ăla să-l văd? Ce TikTok? Păi unde ai văzut tu de asta? Nu l-am salvat. Aolo, nici nu știu ce titlu pun la videoclipul ăsta atunci. S-a terminat, uite, Molly. Vă arăt pe Molly. Oh my god! Ea este molișorul meu. Ea este copilul meu. Da, iubirea mea. Și am două scuișuri acum. Cât de mult poate să fie asta și eu de drăguță. Acum am două scuișuri. Andrei are doar un scuiș. Și cred că o să mai facem un scuiș pe canalul meu sau pe canalul ei, nu știu. Ok, deci, da, cam atât a fost videoclipul. Dacă vrei să știți, eu n-am canal, dar o să-mi fac când o să fiu în clasa a doua și o să învăț să citesc mai repede. Da. Cu o prietenă. Nu uitați să dați like, share. Tu știi, e subscribe. Paula. Să dați subscribe dacă sunteți noi aici. Și, da, ne revedem în videoclipul de mâine. Ciao! Rulesc ceva și îmi iau somn. Mă duc prea sus și nu cobor. Sunt on the way spre milion. Am plecat de jos fără ajutor. Fără ajutor, sunt deasupra lor. Mă urc în jet și zbor pe un nor. Văd un viitor, multicolor. Pun lin în pahar, doar ca să dorm. Doar ca să dorm, vreau să fac ceva. Apelez, mă-ntorc și plec, viață de VIP. Ce comentezi, nu mă înțelegi, nu mă lovesc de fraier. Ce tot dau cu hate, mă-ntind pe spate, banii vin la mine. Știi că nu-mi o ar cu fakerii ca tine.